Două minore surori de 11 și 13 ani s-au prezentat aseară în jurul orei 22 la sediul Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara. Fetele au declarat că sunt din Reșița, a venit să tatăl lor la Timișoara și s-au pierdut de acesta în timp ce se aflau în zona gării de nord. Ele s-au urcat într-un autobuzul 14, dar tatăl lor nu a mai reușit să urce în mijlocul de transport și ulterior acesta nu a mai răspuns la telefon. După ce s-au plimbat prin oraș o vreme, ele s-au deplasat la poliția locală pentru a cere ajutor. Polițiștii locali au încercat contactarea bărbatului de 40 de ani în prima fază acesta având telefonul închis. După mai multe încercări, acesta a răspuns și a declarat că se va prezenta mama fetelor pentru a le prelua. Femeia a venit de la Reșița, a preluat minorele și a plecat cu ele către domiciliu.